adevărat. Mulțumesc și sunt foarte, foarte bucuroasă că iată aici, în casa mea, biserica aceasta e casa mea. Sunt cei doi părinte care sunt într-o comunie atât de profundă, zic eu. Părintele Nicolnic, părintele Marin, părintele Olbea, care așa sunt, aș spune că sunt gemeni, așa sunt de la liturghie, e o comuniune a slujirii și sunt aproape de aproape 40 de ani a acestei biserici și cu atât mai mult în ultimii 25 de ani de când părintele Marin este părintele. Mă bucur și vreau să accentuez acest lucru, mai ales pentru faptul că aveți interes pentru acest subiect, care, din păcate, iată, după 30 de ani de libertate, este ocultat. Deși, nu trebuie să fiu atât de radicală, pentru că de când i-am sărbătorit centenarul, în 2015, la Craiova, una din prestigioasele edituri, editura Vremea, a început acest proiect de publicare a operei integrale a lui Vintilă Horia și au apărut destul de multe volume, jurnalele lui, așa mai departe. Filmul pe care o să vi-l prezint în seara asta l-am făcut la câțiva ani buni după moartea lui Vintilă Horia în 92, mergând pe urmele exilului. Și în 2000, în anul 2000, a fost distins cu premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România cu premiul pentru cel mai bun documentar de artă. Înainte să vă citesc, așa cum mi-am propus, un text care urmează să apară într-o publicație emisă în urma unui colobiu Exipora la Mediaș, cu unul din subiecte Vintilă Horia, aș vrea să spun că pentru cei care cunosc lumea și numele din familiile, din intelectualitatea Bucureștiului, faptul că Vintilă Caftangioglu, cum se numea înainte de acest pseudonim pe care maestrul lui Nichifor Crainic l-a dat, înainte se înrudește cu familiile Papa Costea, cu Micaela Ghițescu, care era Papa Costea, președinta Fundației Memoria, care a plecat la cele veșnice acum câteva zile, și se mai rudea și cu familia Hăulică, prin soția domnului Hăulică. Am să vă citesc, deci, acest text pe care l-am intitulat Călătorie la centrul Vintilă Horia. De ce? Pentru că Vintilă Horia, după ce a primit premiul Goncourt, după toate frământările provocate de scandalul pe care regimul bolșevic de la București l-a întreținut și l-a provocat la Paris, a dorit să aibă un schimb de idei, să împărtășească ceea ce acumulase până la acea vârstă cu alți oameni care fuseseră premiați, cu mulți din cei care fuseseră laureați ai premiului Nobel. Sunt istorici, teologi, fizicieni, medici, e o gamă foarte, foarte largă. Și acest volum al lui de interviuri cu aceste somități se numește Călătorie la centrele Pământului. Și am parafrazat și am luat acest titlu, Călătorie la centrul Vintilă Horia. Vintilă Horia mi-a luminat călătoria spirituală de la distanțe geografice, vreme de 49 de ani. Lectura din 1970 a romanului Dumnezeu s-a născut în exil, intervențiile din emisiunile Europei Libere, întâlnirea la Madrid pe 5 martie 1990. Iertare, trebuie microfon? Nu. Perfect. E nevoie de microfon? Auziți, da? Dacă vorbiți puțin mai tare, mai tare microfon. Deci, întâlnirea la Madrid din 5 martie 1990 cu scriitorul născut la Segarcea, care a atins celebritatea de la primul său roman, întâlnire start pentru serialul de televiziune Memoria
magazinului românesc, interviurile, convorbirile și corespondența dintre 1990 și 1992, călătoriile și filmările din Spania, Italia, Franța și Argentina pe urmele refugiului său și cărțile, mai ales cărțile, mi-au deschis orizontul, cum le numea Virgil Iorduca, în Povestea vorbei, uitate, cenzurate, exilate. Toate mi-au împărțit existența între înainte și după Vintilă Horia. După mesajul unui alt mare model, matematicianul Octav Unicescu, mesaj către tineri care suna așa, veți crea, veți avea, nu veți crea, nu veți fi, Vintilă Horia m-a condus către ieșirea din a exista și intrarea în afară. Pământul meu a căpătat un pol în plus, Vintilă Horia. Busola mea spirituală mi-l arată de 49 de ani. Tot atâția cât Vintilă Horia a fost ținta opresiunii comuniste, manevrelor și înscenărilor, preluate direct de la sovietismul comintervenist de origine stalinistă. Fără să fi suportat tortura fizică aplicată în închisorile comuniste majorității colegilor de generație din elita intelectuală interbelică, singurul scriitor român distins cu premiul Goncourt a fost întemnițat în cuvintele miilor de pagini și zecilor de dosare din orizontul abject al securității. Peregrinările, mai bine zis refugiile și sacrificiile trăite în diferite colțuri ale lumii, aventura suferinței extreme prin ruperea de patrie, limbă și tradiții, nu l-au înfrânt, ci l-au condus la biruință. Vintilă Horia oferă o excepțională probă morală și un sublim exercițiu artistic, evadând din ravagiile istorice perisabile pe o orbită sacră în care exilul este înțeles și acceptat ca un sacrificiu necesar pentru salvarea și afirmarea valorilor spirituale naționale. Pentru a atinge universalul, nu-i așa, trebuie mai întâi să privești și să-ți aperi rădăcinile. Iată conștiința unui misionarism românesc prin care Vintilă Horia vede regăsirea permanențelor. În clipa în care vom învăța că România nu e o icoană într-un colț de capelă privată, ci o imensă realitate de viața căreia depinde viața noastră. Unui jurnalist care îl intervievase cu o zi înaintea mea la Madrid, deci în 4 martie 1990, jurnalist care insistase pe tema intrării în politică, i-a spus: un om în general și un creator în special nu își poate schimba convingerile și sistemul de valori în funcție de macazul agendei politice. Într-un răspuns adresat mentorului său de la Gândirea, Nichifor Crainic, care sub controlul organelor represive, la ieșirea din închisoare, îi scrie, sub asistența securității, bineînțeles, pledând pentru întoarcerea în România comunistă, Vintilă Horia subliniază: cultura e o mare sferă, plină cu multe nume. Politica e o aberație cu un singur nume. E trist că e așa, trist pentru toți, căci politicul fără cultură e ca o lună fără soare, în timp ce cultura poate trăi tristă, dar cu atât mai umană și dincolo de politic. În dialogul dintre cei doi, exilatul și nu prizonierul regimului comunist poate exprima liber ideea interesului național. În ceea ce privește sentimentele mele față de țară, știți bine că nu mi s-au schimbat. Ea este legătura mea cu lumea, contactul primordial care niciodată nu poate înceta de a fi ceea ce a fost. O esență pe deasupra existenței, cum ar zice Heidegger. Și cu cât mai mult tind spre esență, de-a lungul existenței mele l-am condamnat, ca Ovidiu și ca Dante, la un exil creator, umbrit, dar creator, cu atât mai mult, într-un fel, aproape ezoteric, mă integrez ca într-o salvare unică. Așa cum nu mi-am uitat țara pe care am apărat-o întotdeauna, și din a cărei problematică majoră am făcut propria mea problematică, tot așa nu mi-am uitat nici maestrul. Dumnezeu să vă răsplătească pentru binele pe care mi l-ați făcut, un bine socratic care e nașterea unui spirit. Vintilă Horia a pledat continuu pentru ideea că scriitorul este un opozant al regimului politic, numai astfel putând acționa pentru viitor. În interviul pe care mi l-a acordat în octombrie 90, făcea o mărturisire de credință care exprimă destinul uman și determinarea morală.
Eu sunt considerat de dreapta pentru că nu sunt de stânga. Mi-am dat seama că în realitate este vorba de altceva, mult mai metapolitic. Ești apărător al vieții sau aliat ai morții. Ești cu viața sau ești comunist. Pentru mine, a fi de dreapta nu înseamnă numai a fi contra stângii, ceea ce ar fi prea puțin. A fi de dreapta înseamnă a apăra o atitudine de adeziune permanentă la real. A fi de stânga înseamnă a fi dincolo, împotriva realului, în pură utopie. A fi de dreapta înseamnă a crede în Dumnezeu, a avea o credință, a fi patriot, a respecta valorile familiei, valorile proprietății private. A fi aproape de tradiții, de strămoșii neamului, a te integra într-o atitudine etică permanentă care a făcut posibilă evoluția societății în lume. Toate civilizațiile s-au structurat în jurul acestei drepte care este viața. Credința, familia, patria și proprietatea privată înseamnă pentru mine viața. Omul care apără aceste valori este de dreapta, însă el este apărător al acestui filon tradițional. A fi de stânga înseamnă a fi împotriva realului. De ce stânga a dat naștere la catastrofe începând cu teroarea Revoluției franceze? Pentru că, socotindu-se apărătoarea unui adevăr, care era o minciună pură, socotindu-se apărătoarea unor valori care erau antivalori, a considerat obligatoriu să elimine din viață pe adversarii săi. I se tăia capul cui se opunea. Așa a fost Revoluția franceză. Metoda a fost perfecționată de Revoluția sovietică. Ce era contra, era eliminat. Stânga a fost utopică. Ea a creat mizeria morală, materială și spirituală din spațiul sovietic și din zonele de influență. Dovezi mai concrete că erau alături de realitate în afara realului nu există. Dacă eu, ca scriitor, m-aș manifesta sistematic în favoarea oricăruia dintre regimurile actuale, m-aș autoizborni din propria mea misiune. Așadar, biruința individuală prin risc și sacrificiu personal nu se poate configura decât printr-o totală desprindere de politică. Destinul literar al Virgilă Horia infirmă prejudecata că un scriitor aparține în exclusivitate doar limbii în care scrie. Indiferent de haina lingvistică adoptată, romanele sale transmit către ample spații geografice esențe românești. Limbile diferite nu te împiedică nici să fii francez, nici să fii român. Dimpotrivă, eu cred că scriind în franceză și spaniolă, m-am apropiat de România ca și cum aș fi făcut ocolul Pământului. Am plecat din România prin Est, cum a făcut Cristofor Columb, și m-am întors pe dincolo, dar tot în România. Am ajuns cu un enorm adaos de cunoștințe, cu o viziune mult mai amplă a țării mele. Din această experiență a exilului pe care l-am trăit, România a ieșit în sufletul meu mai aprofundată și mult îmbogățită. În esența mea românească, eu nu m-am schimbat. M-am schimbat din punct de vedere existențial. Eu n-am ieșit din spațiul neolitic. De ce se spune că Eugen Ionescu este un continuator al lui Caragiale? Și el are o matcă stilistică românească, din care nu poate să iasă. Trebuie să fii într-un fel un degenerat sau un superficial ca să încerci, cum au făcut unii, să-ți construiești gloria pe un atac al propriului tău popor, al propriului tău trecut. Înseamnă a te denigra pe tine însuți. Dacă rămâi tu însuți, dacă reușești să nu-ți părăsești rădăcinile, atunci duci ceva mai departe. Eu cred că acel ceva a fost dus mai departe de noi, cei din exil, nu pentru că am fost mai buni decât cei care au rămas în țară, ci pentru că am putut să ne spunem, cum zice Heidegger, a te zice. Ne-am putut zice. Ceilalți din România au fost reduși la tăcere. Dacă se abăteau de la regulile impuse, erau închiși sau omorâți. Depinde cât de incomozi erau. Cum s-a întâmplat și în Rusia. Timp de 70 de ani, Rusia n-a dat niciun mare scriitor decât atunci când scriitorul a avut curajul să se ridice împotriva irealului, cum au fost Pasternak sau Solzhenitsyn. În momentul în care s-au ridicat împotriva utopiei, cu toate riscurile, au creat capodopere. Noi am avut în exil fericirea de a crea în libertate. A scris fiecare cum a simțit că trebuie să scrie. Virgilă Horia a surprins publicul și presa prin impecabila mânuire a unui amplu registru lingvistic și prin obsesia unui destin dramatic.
exilul. Exilul autorului lui Dumnezeu s-a născut în exil exprimă un simbol al condiției umane. La motivul rădăcinilor tăiate nu se referă doar la extragerea dintr-o situație geografică și politică, cea a exilatului din Europa de Est, ci la gestul universal al omului rupt de mediul originar, de copilărie, natură, Dumnezeu. Exilul este pentru Vintilă Horia prototipul celui aruncat din paradis. Durerea pierderii legăturilor cu un spațiu fizic se transformă în revelația descoperirii spațiului interior, spiritual. Spiritul este etern, exilul devine o pregătire pentru viața de apoi. Întotdeauna simțeam că scriu românește, spune Vintilă Horia. Asta a fost o observație făcută de mulți. Eu scriam în românește în conținut și în franțuzește ca formă. Nu știu dacă este foarte clară exprimarea mea. În capul meu am gândit și am scris în românește. Ce mă făceam cu ea dacă o exprimam tot în românește? Exilul nu este numai o depărtare de un loc și o încercare de a prinde rădăcini în altă parte. Exilați au fost majoritatea scriitorilor care au rămas în România. Un alt fel de exil. Exil interior, exilat în propria ta țară. În timpurile astea grele, este evident că și scriitorii din țară au fost niște exilați. Eu am avut norocul ca, nerămânând în România, să împlinesc idealul nostru, al generației mele. Dar nu numai prin mine s-a împlinit acest ideal. Datorită martirului sau suferinței exilului, a fost posibilă această înflorire românească în literatură, artă, filozofie. Mă gândesc la românii care în exil s-au realizat mult mai mult decât s-ar fi realizat poate chiar într-o Românie fericită. A servit la ceva exilul nostru. Pentru mine asta este împăcarea cu viața. Mă întreb, de ce eu am fost condamnat să trăiesc cea mai mare parte a vieții departe de ai mei și de țară? Și îmi răspund, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Lupașcu, atâția alții și eu, ne-am fi realizat dacă am fi rămas în România doar pe un plan gândirist, adică național, și n-am fi reușit niciodată să spargem aceste limite. Durerea exilului ne-a transformat în altceva. Strigătele noastre s-au auzit în toată lumea. Cioran îmi spunea înaintea interviului din mai 1990 la Paris, la finalul spectacolului Eminescu după Eminescu cu Caramitru și Dan Grigore, că uneori cuvintele nu au sens, emoțiile însă da. În toate convorbirile mele cu Vintilă Horia pulsează emoția. Din păcate, puține convorbiri, pentru că s-a stins foarte repede, iar în momentul în care am început să fac documentarul, am folosit foarte multe materiale de arhivă și mărturile celor care l-au cunoscut, așa cum veți vedea. Voi relata un moment de mare emoție, povestit de scriitor în interviul pe care l-am luat în 1990 la Madrid. După război, Vintilă Horia a ajuns în Italia, așa cum știți, cei care puseseră în corpul diplomatic, a rămas o vreme în Europa, dar nu erau acceptați, fiindcă se făcuse pactul între Est și Vest, între Moscova și restul Europei, și nu erau acceptați. Așa se întâmplă că Vintilă a trebuit să plece la un moment dat în Argentina și apoi s-a întors. Dar își căuta de lucru, era în Italia. Ionel Perlea, care dirija la Scala, îi spune că Ianchi Pura, celebrul tenor, își caută un secretar particular. Vintilă Horia ia trenul de la Streza, unde se afla, la Roma, unde locuia tenorul. După război, în Italia se circula mai mult noaptea în vagoane de marfă. Călătoria dura 15 ore. Era noapte, înghesuială și foarte cald. Trenul se oprește undeva în câmp și deodată un glas începe să recite. Nel mezzo del cammin di nostra vita, Infernul lui Dante. A recitat cam o jumătate de oră și s-a oprit. Apoi, din alt capăt al trenului, o altă voce a continuat. Totul a ținut 2-3 ore cât a stat trenul oprit, cu 3-4 voci care au recitat tot Infernul lui Dante. Poetul național al Italiei. Iată adevărata putere, puterea și miracolul Spiritului Creator.
Străbat în întreaga creație și în publicistica lui Vintilă Horia, ideea conștiinței misiunii istorice, în accepția lui Papini. Papini l-a admirat foarte mult și a prezis un viitor glorios în literatură. Spunea Papini, o națiune care nu are conștiința misiunii sale e sortită pieirii. Un segment al acestei misiuni asumate constituie prioritatea de a cultiva puterile spirituale și morale ale creștinismului, de a păstra spiritul neîntinat de putere. De ce să nu credem, spune Vintilă Horia, că o nouă generație de teologi, de preoți și chiar de sihaștri va readuce în actualitatea însetată de spirit pur o nouă formă de duhovnicie românească, cu atât mai bine cu cât ortodoxă? Mi-a pus foarte multe întrebări, dar niciodată nu m-am îndoit că există cineva deasupra mea care mă vede și chiar mă controlează. Am găsit într-una din conferințele de pe la 25 de ani ale lui Heidegger un lucru care m-a confirmat și m-a liniștit pentru totdeauna. El spune că există două teologii. O teologie a teologilor, care au scris sute de mii de volume, deci o teologie universitară, compusă din biblioteci întregi ce dovedesc existența lui Dumnezeu, și paralel, o teologie a lui Hristos pe cruce, care nu are nevoie de niciun tratat de teologie. Eu cred în teologia lui Iisus pe cruce. Dacă tu crezi că Iisus a suferit și a murit pe cruce și a înviat a treia zi, nu ai nevoie de mai mult. Iată un fel cotidian de a anihila condiția de exilat. O paranteză. Regele Mihai, cu care m-a binecuvântat Bunul Dumnezeu să am multe întâlniri de-a lungul la 22 de ani, spunea deseori, cei ce cred nu au nevoie de nicio explicație, de nicio dovadă. Cei ce nu cred s-au predat celui rău, tiranilor. Nu există libertate în afara credinței, spunea. Și fac iarăși o paranteză, în 79 a venit Celibidache în România și am făcut multe demersuri să pot să iau un interviu. Televiziunea nu prea accepta decât să spună ceva ce era pe placul partidului și guvernului. Niciodată așa ceva Celibidache nu spunea. Dar am făcut totuși un interviu care a rămas așa un document. Și l-am întrebat, și întrebarea asta am pus-o foarte multor creatori din serialul Memoria Exilului Românesc. Care este drumul cel mai scurt către libertate? Celibidache mi-a spus cultura. Și atunci avea o anumită rezonanță în acel moment în România această idee a lui. Vintilă Horia mi-a zis nu. Credința. Se vorbește astăzi despre drepturile omului și oamenii politici încearcă să se realizeze în afara credinței. Este imposibil. Dacă nu crezi în Dumnezeu, nu poți să crezi nici în om. Drepturile omului, fără obligațiile omului față de Dumnezeu, nu reprezintă nimic. Sunt vorbe goale. Vorbele curgeau liniștit, fără patimă sau minimă înverșunare față de adversari idei sau adversari oameni. Glasul lui Vintilă era plăcut, cu o muzicalitate accentuată de italiana și spaniola pe care le vorbea curând. La aproape 75 de ani avea o înfățișare de om încă tânăr, în ființa căruia trăia amprenta unei imense culturi. Mulțimea și vastitatea domeniilor în care se mișca mă uruiseră. Nici o ostentație nu puteai desluși în vorbă și port. O simplitate de blazon ținea întreaga sa ființă sub imperiul unei înalte măsuri. Privindu-l și ascultându-l în mai multe zile și împrejurări, i-am descoperit talentul și erudiția și în gesturi simple, în zâmbet, în mers, în felul în care mânca sau bea, în nimicurile cotidiene care îl conțineau, în care era. Eu cred că o să mă întorc prin scris, îmi spunea într-o epistolă din vara lui 1990, după ce mineriada îi anulase avântul și fertilitatea cu care se pregătea și cu care parcă venise înainte să fi venit. Prezicerea i s-a adeverit pentru că, așa cum l-am auzit spunând de multe ori, mai devreme sau mai târziu, fiecare lucru și fiecare ființă se vor întoarce la locul lor pentru ca ordinea cosmică, ordinea divină, să nu aibă de suferit. Închei cu observațiile lui Nicolae Florescu, autorul unei cărți fundamentale despre Vintilă Horia, care pune accentul pe un segment vital
al misiunii celor de azi. Un amplu teritoriu al sufletului nostru așteaptă astfel, prin recuprinderea operei lui Vintilă Horia, încă nerecuperată integral până astăzi, după plecarea lui grăbită spre eternitate, să fie reîntregit, rechemat între granițele ce ne definesc mai propriu în această lume. Literatura exilului este o parte reprezentativă din conștientizarea ființei istorice a neamului nostru. Scoaterea ei din context, marginalizarea sau eludarea, constituie un proces politic cu consecințe irecuperabile în stabilirea valorilor creativității naționale. Vă mulțumesc! O să vedem filmul acum. În timp ce vorbea părintele, m-am gândit... Da. La această diferență, pentru că de-a lungul tuturor dialogurilor pe care le-am avut și le amintesc acum și pe Camilian Demetrescu din Italia, există mai multe forme de exil. Există exilul politic, refugiații politici au fost cei mai mulți la Paris, exilul economic. Au fost și pe vremea comunismului foarte mulți care s-au exilat și motivul a fost mai mult și mai mult economic. Sigur că acesta era și un protest politic. Dar și astăzi, nu toți. Și eu am întâlnit și sunt foarte bucuroasă când în bisericile din străinătate, unde sunt români și se fac slujbe, vin românii, pentru că este această nevoie de a veni într-un loc în care te identifică, în care te regăsești. Dar, în totalitate, nu, astăzi nu poate fi vorba de un exil politic. Este un exil, da, sunt diverse și un exil cultural, economic, sunt diverse și diverse, da. Da. Să vedem.